Salut! Bine ați venit pe vlogul cu rulote! Ne aflăm într-o rulotă hobby, foarte bine îngrijită și doresc să vă prezint câteva detalii legate de partea electrică la rulotă și anume cum se instalează un acumulator și cum se instalează un invertor într-o rulotă. Rulota nu a venit pregătită pentru baterie, circuitul i l-am făcut noi și de asemenea i-am instalat panou solar, invertor și antenă satelit automată. Acesta este invertorul, este un invertor Carbest de 1000W cu undă sinusoidală pură, iar scopul principal pentru care acest invertor a fost montat este folosirea aerului condiționat EUROM, un aer condiționat tip mini split, care funcționează fără probleme pe invertor. De altfel, îl voi și porni imediat să vedeți cum funcționează. Revenind la invertor, vă spuneam că este un invertor cu undă sinusoidală pură, este de 1000W și are o putere de pornire de 2000W, adică poate să pornească echipamente cu sarcină inductivă care cer la pornire un curent de 2000W. De asemenea, acest invertor are și charger inclus, adică în situația de față, rulota nefiind pregătită pentru baterie, nu avea partea de încărcare. Problema a fost rezolvată prin acest invertor, care are și funcția de charger și practic atunci când rulota este conectată la rețeaua de 220, el încarcă și bateria. Aici avem partea de control, practic controlul de invertor, controlul chargerului, aici este portul de comunicații pentru telecomanda invertorului, aici avem două USB-uri, iar aici sunt ieșirile din invertor. Invertorul pot să-l pornesc fie de aici, fie pot să folosesc telecomanda. Iată, cu o simplă apăsare de buton, avem 220 în toată rulota. Chargerul nu merge momentan deoarece nu suntem conectați la 220, dar se poate auzi releul care cuplează. Acel țac. Cum se conectează acest tip de invertor într-o rulotă? După cum vă spuneam, este un invertor special care are și selectorul de prioritate incorporat. Ce face acest selector de prioritate? În momentul în care rulota este conectată la camping, la 220, acesta face bypass, adică permite curentului din rețea să treacă prin el și să ajungă în rețeaua de distribuție a rulotei. În momentul în care rulota nu mai este conectată, el automat simte și mută consumul pe invertor din baterie. În felul acesta, avem permanent curent 220 la priză. Atenție însă la cablare, pentru că nu dorim să trecem, de exemplu, frigiderul sau boilerul prin invertor, deoarece ne-ar goli bateria foarte repede. De aceea, distribuția de 220 trebuie împărțită. O parte să meargă direct pe camping, iar o parte să treacă prin invertor, prin acel bypass, prin acel selector de prioritate. Suplimentar s-a montat pe rulotă și un panou fotovoltaic monocristalin de 350W, pe care ni l-a adus proprietarul și am folosit acest regulator Carbest de 25 de amperi, care acceptă un curent maxim de 50 de volți. Este un regulator de tip MPPT și lucrează foarte bine cu acest tip de panou. La acest regulator putem să-i atașăm un modul Bluetooth pentru verificarea stării sistemului pe smartphone sau un display solar cum este aici de față. Acesta practic ne arată voltajul din baterie, bateria este încărcată, curentul încărcat, totalul curentului încărcat de când am montat acumulatorul, adică de acum 20 de minute, puterea în vați a panoului în momentul de față, bateria fiind încărcată nu prea are unde să bage curentul și de aceea valoarea este mică, dar dacă dau drumul la un consumator, imediat va crește și panoul dă tot ce poate. Iată cum arată și cerul. Și în aceste condiții, totuși, panoul încarcă destul de bine. Adică bagă constant 2,2-2,5 amperi, chiar dacă este vreme înnorată. Pe vreme însorită, în schimb, rupe tot. Încarcă foarte bine. Acumulatorul folosit este un acumulator Banner pe care l-a adus proprietarul. Este un acumulator cu electrolit lichid. Nu este cea mai fericită variantă pentru o rulotă, dar proprietarul îl avea deja și atunci i l-am montat. Noi recomandăm pe rulote acumulatori AGM sau gel sau, dacă bugetul o permite, chiar acumulatori litiu-fier-fosfat. De foarte mare importanță atunci când lucrăm la instalația electrică și montăm acumulatori sau alți consumatori este dimensionarea secțiunii cablajului. Aici, de exemplu, avem cablajul de la panoul solar, acesta este cablajul pentru consumatorii din rulotă, iar acesta este cablajul pentru invertor. Cea mai mare greșeală pe care o puteți face este să montați un invertor cu cablaj prea subțire. Curentul la 12V este deosebit de periculos. De ce? Pentru că lucrăm cu amperaje mari. Voltajul este mic, nu prezintă pericol de electrocutare, dar amperajul este foarte mare. Și chiar la un consum mic spre mediu,
mediu, dacă firele nu sunt dimensionate corespunzător, acestea se pot încălzi și în unele cazuri extreme pot provoca chiar incendii. De aceea, dacă nu știți ce faceți, mai bine nu vă băgați, lăsați pe cineva care se pricepe. Mare parte din incendiile de la rulote și autorulote se produc din cauza improvizațiilor electrice, deci mare, mare atenție! Absolut tot ce înseamnă consumator se trece prin siguranțe. Aici avem o siguranță mai mică, iar aici avem o siguranță maxi pentru invertor. Siguranțele care se folosesc sunt siguranțe de tip fuzibil, adică de unică folosință. În momentul în care apare un supracurent, aceasta se topește și astfel curentul nu mai pleacă din baterie. Acestea au fost așadar câteva considerații pe marginea sistemului electric la o rulotă și la modificările pe care le putem aduce în ceea ce privește autonomia în off-camping. Nu uitați, inima sistemului fotovoltaic este de fapt bateria. Poți să ai panou cât de mare, dacă bateria nu este ok, nu te ajută foarte mult. De aceea, este bine să apelați întotdeauna la cineva care se pricepe, nu faceți lucrurile după ureche. Găsiți foarte multe tutoriale pe YouTube, pe internet despre cum să faceți și puteți să învățați foarte multe lucruri de acolo. Nu uitați, curentul nu iartă niciodată. Acesta îți permite să greșești, dar de foarte multe ori doar o dată, iar acea dată poate fi fatală pentru rulotă. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest episod din vlogul cu rulote. Vă aștept și dățile viitoare pentru noi informații cu privire la fenomenul rulotistic, accesorii și foarte multe detalii tehnice. Dacă nu ați făcut-o deja, apăsați pe butonul de like, share și subscribe și veți primi notificări de fiecare dată când încarc un nou video. Până data viitoare, vă salut!